Prezența ursului a fost sesizată săptămâna trecută în localitatea Stoina. Acolo a pătruns în 4 gospodării și a omorât capre și porci. Imediat în zonă s-a instalat panica, iar autoritățile au avertizat sătenii cu ajutorul poliției de pericolul la care sunt expuși. Ursul și-a mutat zona de atac și, de câteva zile, umblă din comună în comună. La Bustuchin, localitate aflată la peste 20 de kilometri de ultimul atac, ursul a semănat panică printre localnici. Uite aici, a rupt gardul. Aici la cumnatul meu a mâncat o purcea, deci a zgâriat-o și... S-a urcat pe plaia cu fân și a spart acolo, a vrut să spargă la animale, la vaci. N-a reușit. N-a reușit, a venit cu câinii și s-a speriat, a luat-o la fugă, eu nu l-am văzut. Vacile erau și era speriat, după care am văzut purgele pe aici. Noi credem că este un pui rămas de la o ursoaică care a fost împușcată. De obicei atunci apare un astfel de comportament. Și el încearcă singur să-și caute hrana, să-și procure. Specialiștii susțin că ursul este din ce în ce mai periculos și asta pentru că se simte hăituit. Autoritățile au făcut însă demersuri la Ministerul Mediului pentru obținerea vizelor necesare prinderii animalului. Specia urs este o specie protejată pe listele Uniunii Europene și atunci, automat și noi, pentru este necesară obținerea unei derogări prin ordin de ministru. În prezent s-au făcut, așa cum spuneam, toate demersurile. Tot ce mai rămâne acum este să ajungă aprobarea la Gorj, după care vânătorii vor acționa. Trebuie să apară ordinul privind împușcarea lui, se va da autorizație de mediu la solicitarea noastră, vom elibera autorizația de împușcare să vedem în ce formă vine ca metodă și ca vânători, ca număr de vânători. Ne organizăm, totul va fi în strictă siguranță de protecție a muncii, se vor face echipe, fiindcă nu putem să mergem singuri să împușcăm unul. Vom merge pentru a face urmărirea și a împușca, pentru că, așa cum spune și domnul director, nu trebuie să stăm să avem oameni mâncați de urs, să fie, să avem copii sau, eu știu, să avem alte lucruri neplăcute. Prezența ursului în zona este cu atât mai surprinzătoare cu cât, în mod normal, acesta trăiește la altitudini de peste 1200 de metri, iar atacul a avut loc într-o zonă din sudul județului Gorj.